Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars cu o nouă ofertă și cu un nou skin care este la reducere și mi se pare foarte, foarte tare acest skin. Mai ales că eu nu l-am cumpărat atunci când a fost lansat, ca până la urmă erau 150 de gemuri și nu avea sens. Dar decât să mai folosesc skinul acesta, bine, să nu fac vreo prostie, cumva să cumpăr skinul acesta la reducere și după aceea în următorul update care o să vină probabil prin septembrie, să vină un skin mult mai șmecher pe Spike, exact cum am făcut cu Jin. Știți bine că am luat Pirat Jin. Am zis, mamă, ce tare este skinul acesta, merită 80 de gemuri, dau 80 de gemuri și după aceea a venit skinul acesta, care a fost 150 de gemuri și era culmea ca să nu-l cumperi, pentru că și asta este foarte genial. Și sper să nu fac la fel și cu Spike, dar decât să mai joc cu acesta de fetițe, mai bine îl iau la reducere cu codul Mătălin pe shop și cu oferta aceasta din... Da, cred că arăt bine așa. În fine, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți. Acolo un like foarte, foarte mare pentru că n-am mai cumpărat un skin de ceva timp, un skin din ăsta de-al vechi, mă refer. Dintre ale noi am cumpărat mai de fiecare dată. Și oferta la fel, deci nu uitați de butonul de like și de abonare, codul Mădălin pe shop dacă doriți să mă susțineți, băgați aici codul Mădălin pe shop și practic automat când cumpărați ceva dați-mi tag pe Instagram. Și haideți să luăm oferta aceasta, oricum nu o să-mi pice nimic decât gold și știți bine că strâng gold pentru skin-uri de genul, dar nu cred că o să iau și ele, o să iau Piper, cred că e mult mai ok și le arată foarte urât. Nu știu, am o grămadă de skin-uri pe Shelly și nu cred că o să iau pe asta de gold, adică uitați-vă și voi câte skin-uri am pe Shelly. Am în primul rând Star Shelly. Care Star Shelly, doar cei care joacă de mult au skinul acesta. Witch Shelly, care 150 de gemuri și este exclusiv de Halloween și nu toată lumea l-are. PSG Shelly, mai toată lumea l-are și poți să le ieși cu gemuri, ce-i drept. True Silver Shelly, că e gold, că e silver, cam tot aia și chiar îmi plac mult mai mult cele de silver față de cele de gold. Așa se este basic. Deci n-are sens, bro, n-are sens. Și pe Piper am foarte multe, ce-i drept. Da, și pe Piper, dacă stau să mă gândesc bine, pe Piper am... Cupid Piper care a fost 150 de gemuri, Calavera Piper care a fost 80 de gemuri și restul gen cu Star Points-uri și Trusilor Piper. În fine, hai să trecem să cumpărăm oferta. Haideți că am revenit și cu oferta 150 de gemuri, 1000 gold și mega boxele, bă, măcar token doubler dacă poate să-mi dea și mie. Mamă, nici măcar token doubler, bro, ești nebun la cap. Măcar am făcut 32.000 de bănuți să fie primiți și acum o să cumpărăm Robo Spike, Robo Mike Spike am vrut să zic. Robo Spike, parcă din seria aceasta Robo mai am decât pe Dana mai cumpărat, dacă nu mă înșel. Ia să mă uit eu, bine de tot. Se pare că skin-ul pe Spike nu l-am cumpărat și pe încă unul. Nu mai știu ce skin nu am cumpărat la momentul acela când a fost băgate. Pe Dana Mike 300 de gemuri am dat. Da, 300 de gemuri Robo Mike. Haideți să-i dăm, băieți, 89 de gemuri. E la reducere, bine, nu e la jumătate, că la jumătate erau 75 de gemuri. Dar totuși e value, decât să dai 150 de gemuri, mai bine 89, dacă chiar vrei să-l iei. Și acum o să schimb, stai să-l iau ca să nu uit. Aici este. Bă, arată genial. Față de ăla de domnișoare, cred că e mult mai ok acesta. Și o să ne jucăm în continuare cu el, chiar la solo showdown, pentru că am 5550 de solo victory și vreau să fac 5555. Da, 5-5-5-5 solo victorii pe acest episod. Neapărat vreau să fac chestia asta, deci trebuie 5 winuri de solo. 5 winuri de solo, asta înseamnă locul 1-1-1-1-1. O să fie destul de greu, dar vom încerca, mă schimb pe tabletă că acolo joc cel mai bine și îi dăm drumul. Am revenit, mai am 91 de gemuri de la acest PES. O să mai fac 20 de gemuri la 62, la tier 62, pe lângă faptul că am oferte aici. O să mă joc aici solo și adeam, ok. Și încă o chestie, o să vină skinul pe Jackie, care va fi 150 de gemuri și de Tronani, ceea ce înseamnă că eu, din calculele mele, va mai trebui să mai bag 25 de lei 80 de gemuri. Cu gemul acelea de o să le iau 20 de gemuri. Cred că cam asta o să fie. Am primul star, nu primul, al doilea star power, Curveball. Nu prea îmi place mie atât de mult mapa aceasta, mai ales că este cu energy drink și vine pe tine și îți dă rush din prima. Dar dacă asta s-a nimerit, ce să faci? Cât să fână ai, cât să fă. Cred că și Shelly nu se va băga mine pentru că efectiv îi dădeam splash prin chesturi. Are și efect special, bă, dar chiar mă că e skin de 150 de gemuri, n-are voce pentru că Spike nu are voce pe joc, dar este skin de 150 de gemuri și mai ales când, uitați-vă cum se vede, cum se vede cu Curveball, gen efectul lui. Bun, văd că mai sunt chesturi pe mijloc, bă, ești nebun, o să băga lumea pe ele? Pomană! Este Carl aici pe care probabil o să dea mine. 7, bă, nu înțeleg că Carl de ce nu dă mine. Ok, o să moară. Nice. Oh, de ce am dat hitul ăla? Aici parcă era un El Primo. Înseamnă că a fugit. Trebuie să am grijă la Mortis. Hmm.
În astfel că numai win-ul se pune, adică nu poți să iei un loc 2, un loc 3 ca să se pună win-ul acolo la profil, trebuie numai win 100% și cred că probabil o să mai tai din episod. Bun hitul acolo. Am ratat. O să moară, cred că. Bă, ești nebun? Exact, bro, exact. Primul win, băieți. Primul win de pe acest episod. Mai am încă 4. Ok. Bă, nasol că nu are și efect special pe a da hit. Asta este foarte nasol. Văd o PM aici, o să stau chill. O să mă folosesc de curveball. Asta mă dă-te în sărăcie. În loc să te duci pe power-up-urile alea care sunt pe mijloc, stăm aici și ne bătem. Nu e nicio problemă, oricum n-are nicio șansă. Pentru că eu dau mai de la distanță decât pe mu. Singurul lucru este să nu mă prindă pe boscheți. Ok, este aici, mai este un spike aici. Nu o să fac team cu... Bă, sper să nu fie aici cineva. Că nebunesc. Ok, este Crow. E Crow, chill. Chill, chill, mamă, ce hit am dat la Crow. Și-a dat scutul de frică. Bun, a murit. Neapărat prea mare, ceea ce înseamnă că probabil o să stau chill, că se poate de chill. Nu o să mă ducă BB mai mult ca sigur o să stea aici la perete. Aici este spike în continuare. Nici nu știu ce să zic, băieți. Nu vreau să fiu prea agresiv, vreau doar să mă folosesc încât să câștig anumite meciuri. Nu este nimeni aici? Ok, nice. Nu bine să cred. Și timări acolo? Du-te încolo de timări, efect. Era în timing cu Pemu. Chill. Hit acolo. Probabil o să fie obit pe Pem. Exact, exact, exact. Niște hituri foarte proaste date de către mine. Chill. Bine, bă, băiatule, mă. Ok, ăsta ar trebui să fie cel de-al doilea win. Ăsta ar trebui să fie cel de-al doilea win. Mai am încă 3. Ca să fac 5555. A, și încă o chestie. Până și pe brawler acesta, chiar cu skinul acesta l-am trecut prin 666. Hei, ce credeți? Doamne, deci nebunesc. Nu cred că e brawler pe care nu l-am trecut și nu l-am făcut 666. Nu cred că e brawler. Poate Surge, că e mai nou și nu l-am trecut. Habar n-am. Nici nu știu ce să zic. O să vină... Bine, bă, băiatule, mă, bine. Am zis că o să vină Ciora din spate, dar e ok. Bă, dar nu înțeleg, el primă, de ce nu s-a dus pe chestiile astea? Habar n-am, probabil că nici nu le-a văzut. Nu știu ce să zic. Ok. Pe cineva? Da, este Gale, este Gale. Oh, a fugit. Din nou voi sta chill, îmi trebuie win, nici măcar locul 2 nu se va pune la profil. Cine bea acolo? E cineva? Stai puțin, ce? Da, bă, lol! Am văzut eu că era culmea gen să fie chest. Ziceam, bă, e chest acolo? Dar de fapt nu, nu era chest. Let's go! Degeaba mă duc că nu-mi dă heal zona, pentru că n-am star power-ul de heal. Chilianis? Deci nu te cred, lol, bă, n-am dat... Acu' să moară, nice. E roz aici și nu o să mă bag atât de mult în ea. Bă, dar ce diferență de boscheți, ce culoare de... Diferență de culoare de boscheți. Let's go. Chill. Și mai este decât Gale. Nu te cred. Deci nu te cred, nu te cred, nu te cred. Cum au fost hiturile alea? Ce prostești am dat hiturile? Chill. Chill că se poate. Ai, mă, tată, mă, cel de-al treilea win. Și am scăpat și de 666. Mai am încă 2 win-uri cu spike de făcut. Și încă două win-uri.
Îmi zic în inconștientul meu, în căpușorul meu, stai calm, Mădăline, stai calm, Mădăline, mamă, două ciori. Stai calm, Mădăline, nu te risca, Mădăline, nu te bate, Mădăline. Pentru că tot timpul când ești agresiv pe jocul acesta, mai ales pe solo showdown, tot timpul nu-ți merge treaba și mai bine stai chill, în boschet, stai calm. Calm, calmito. Tranquila, bro. Niște hituri acolo. Este Crow aici. Nasări Carvalho. O să moară ceara. Let's go. E destul de nasol pentru că nu merită ca să te plimbi dintr-o parte în alta a hărții, a mapei, ca să zic așa, pentru că nu știi pe unde sunt situații ăștia prin boscheți. Trebuie să dai, să verifici fiecare boschete, să vezi pe unde este, pe unde nu este. Dar cred că în anumite situații, ca un ultim match așa pe final, o să iau, ok, a murit ăla acolo. O să iau pe ăla cu heal. O să iau star power-ul cu heal decât ăsta cu curveball, că se pare că nu știu, nu prea mai aici era odată curveball-ul, băieți. Chill, nu vreau să-mi iau damage de la cioară. A murit cioara, nice. Chill, chill, nice. No. Firar, bro, firar. Dar vine din boschete cu energy drink, sare pe tine, noroc că m-am ferit. Ce rimă, lol. Vine din boschete cu energy drink, mare noroc că m-am ferit. Chill. Este Nani, trebuie să am grijă. Wow. Wow. Nu trebuie să mor. Oh my god, bro. Wow, nu știu cum am ferit. De sincer, nu știu cum am ferit. Bineînțeles că am scăzut un match și nu l-am filmat. Oh, nu știu cum am ferit, băieți. Am 5554 de win-uri. Let's go, 5555. O să joc cu acesta. O să joc cu acesta. Curveball se pare că nu mai e cum era el odată. Nu știu, trebuie să le readucă din nou, să-i dea buff. Oricum e enervant, e enervant, n-ai ce zice. Este enervant star power-ul, dar nu cum era el odinior. Dar îmi place skin-ul. Chiar pentru 80 de gemuri, chiar îmi place skin-ul. Sorge acolo, pe mă este băgat aici, lol. Salpem. Cam enervant să facem chestia asta, nici nu știu dacă să-l... Opa. Penelopa. Oh my god, aici cred că dacă era cărbalul, nimeream. Să înțeleg. Dar chiar și așa, uite că mai nimera și din când în când. Din când în când, cum ți-ar spune. Bă, să nu fac propăsie să-l alerg pe ăsta. Și să fie altcineva. Nu, n-o să mă duc graș peste Surge. Surge mai are și gadget-ul, este foarte... Este foarte periculos, ca să spun așa. O să încerc din nou să stau la pomană, că se poate de mult. Vreau să-i bat ureta lui Pam. Dacă vine și, și în mine, este bonus. Nice, bro. Oh my god. Mi-a luat power up-ul șobolanul. El are curveball-ul? Ah, da. Ai, firar. Să încerc să las în pace. Ce a fost cu hit-ul acela? Chill? Nu prea îmi sare hit-ul în el. Acum a sărit. Cu noroc. Nice, bro, a murit. Asta înseamnă ca să nu te riști să te bați și să lași pe ei să se bată. Hai, mă, nu se mai bat. Hai, tată. Hai. Și a murit. Are energy drink-ul? LOL. Ce, mă? Practic, cred că era foarte low HP și am dat și a sărit spike-ul din noroc. Și fără curveball. Curveball. În fine, 5555 de win-uri la solo victory. Cam asta a fost și episodul, odată cu skin-ul acesta pe... Am trecut prin toate. 666 pe spike, 5555 win-uri la solo,
Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și abonați, să facem peste 5555 de like-uri la acest episod și o să ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!